let's get up. Nu știu, până te culcați jos. Voi vă pun și la ceam. De ce n-ai vezi din prima cum are bine? În baza informațiilor deținute de polițiști din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității sub coordonarea procurorului DIICOT, au efectuat două percheziții, la domiciliul unui bărbat de 33 de ani și la cel al unui tânăr de 21 de ani, ambii din comuna Lucieni, sat Olteni. Oamenii legii au descoperit o cantitate de 50 de grame de cannabis, o armă de foc supusă autorizării, mai multe semințe de cannabis și instrumente de preparat și cântărit drogurile. În sarcina celor doi s-a probat faptul că în perioada septembrie decembrie 2012 au comercializat droguri de risc, mai exact cannabis, unor consumatori din Târgoviște, drogurile provenind de la o plantație înființată la domiciliul bărbatului de 33 de ani. Procurorul a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat Tribunalului Dâmbovița pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri. Polițiștii au efectuat percheziții la două persoane suspectate de comercializarea de droguri de risc. Cu ocazia percheziției au fost identificate mai multe bunuri, precum o cantitate de 50 de grame de cannabis, mai multe semințe de cannabis, instrumente de preparat și cântărit droguri. Cele două persoane au fost reținute pe bază de ordonanță de reținere pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate instanțe de judecată cu propunere de arestare preventivă.